Bună dimineața, doamnelor și domnilor, este ora 8, încep știrile dimineții. Încă un caz de coronavirus a fost confirmat în România. Este vorba despre o tânără de 16 ani din Timișoara, colegă de clasă cu băiatul care s-ar fi aflat, iar fata s-ar fi aflat în apropierea tânărului. Eleva a fost transferată la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Este cel de-al 4-lea caz pozitiv din Timiș și cel de-al 7-lea din țară. Colegul meu, Alexandru Rotaru, vine cu detalii, este în legătură telefonică directă. Te rog, ce date ai, Alex? Bună dimineața! Bună dimineața! Anunțul a fost făcut de către grupul de comunicare strategică puțin după miezul nopții, privind infectarea, iată că, a unei noi persoane cu COVID-19. Vorbim de o tânără de 16 ani, care s-ar fi aflat în apropierea tânărului de 16 ani în același colegiu, fiind colegi de clasă, și chiar dacă autoritățile au dispus izolare la domiciliu a tuturor celor care s-au aflat în preajma purtătorilor de COVID-19, acest caz a ieșit la iveală abia acum. Trebuie să amintim că erau în total 24 de persoane diagnosticate. Dintre acestea, iată că doar testul fetei a ieșit pozitiv și autoritățile de acolo, în speță Direcția de Sănătate Publică, dar și cei din cadrul poliției, au desfășurat o anchetă epidemiologică în care urmează să stabilească cine exact a mai comunicat cu aceștia, pentru că, spun cei din Timiș, nu există o claritate foarte sigură în aceste momente privind traseul pe care l-au avut aceștia, dar și modul în care s-au comportat autoritățile, pentru că spunea tânărul infectat cu coronavirus că acesta ar fi avut un traseu prin întreg orașul și ar fi intrat în contact cu mai multe persoane, chiar dacă unchiul acesta de 47 de ani, care revenise din Italia, a fost izolat la domiciliu. El spune că a primit izolarea mult prea târziu și a reușit să parcurgă mai multe trasee prin oraș și până când testul acestuia a ieșit pozitiv. Trebuie să spunem că persoanele infectate cu coronavirus sunt asimptomatice în aceste momente și nu prezintă un risc pentru sănătatea lor, având o formă ușoară de coronavirus. După cum știm, acesta este mai agresiv în cazul persoanelor în vârstă. Trebuie să spunem că până în aceste momente în România au fost diagnosticate 7 persoane purtătoare de coronavirus, dintre care primele 3 au fost declarate deja vindecate, iar primul tânăr din Gorj de 23 de ani s-a și depăsat la domiciliu deja, pentru că nu mai prezintă un risc pentru sănătatea publică. Tot conform datelor comunicate de către grupul de comunicare strategică, în aceste momente în România se află 11.731 de persoane în autoizolare la domiciliu, iar alte 35 de persoane se află în carantină. Vorbim de persoane care au intrat în contact direct cu purtătorii de COVID-19 și care au semnalat autorităților sau autoritățile au ajuns în posesia informațiilor, precum că aceștia ar fi fost în contact cu purtătorii de COVID-19. Trebuie să spunem că alte 651 de teste au avut un rezultat negativ. Vorbim iarăși de persoane care au fost în imediată apropiere a purtătorilor de COVID-19 sau care ar fi intrat în contact direct, în speță rudele acestor, dar și colegii de clasă. Între timp știm că autoritățile din Timișoara au suspendat orele de curs în clasa în care s-a depistat tânărul de 16 ani ca fiind purtător și toți colegii aceștia au fost trimiși la domiciliu pentru 14 zile, pentru că anume aceasta este perioada de incubare a temutului virus chinezesc. Trebuie să reamintim că tot astăzi vor ajunge și în țară și primele termoscanere care vor fi instalate pe aeroportul internațional Henri Coandă. Vorbim de 5 bucăți dintr-un lot întreg de 35 de termoscanere care au rolul tocmai de a preveni răspândirea coronavirusului pe teritoriul României, pentru că, eu știm, o bună parte din România aflați în zonele afectate din nordul Italiei, acolo unde s-au înregistrat până în aceste momente peste 100 de decese, au decis să vină către țară, pentru că România totuși este mult mai bine plasată din punct de vedere a răspândirii coronavirusului în comparație cu peninsula italică. Și trebuie să amintim aici că, în conformitate cu datele informate de către grupul de comunicare strategică, nu există risc în alte județe în aceste momente în România, autoritățile încercând să facă toate demersurile posibile pentru a stabili exact ruta pe care au mers cei care au fost depistați ca pozitiv în cazul testului cu coronavirus și a trimite la domiciliu imediat toate persoanele care ar fi fost intrat în contact direct cu purtătorii de coronavirus. Trebuie să reamintim în aceste momente, în România, după cum am mai spus, e valabilă și o linie verde de telefon unde pot apela toți cei care au dorința de a afla informații despre COVID-19. Au fost făcute mai multe apeluri până în aceste momente, vorbim totuși de câteva mii, în care românii au sunat să afle detalii despre cum se manifestă și, bineînțeles, cum poate fi prevenită infectarea cu coronavirus.
Alex, avem detalii suplimentare despre colegii de clasă ai celor doi elevi infectați, dacă au fost puși în carantină, dacă sunt izolați la domiciliu, dacă li s-au prelevat probe pentru efectuarea testelor? Aici este foarte interesant că aceștia au fost trimiși la domiciliu doar după momentul în care tânărul care a intrat în contact cu bărbatul de 47 de ani, fiind nepotul acestuia, a fost declarat pozitiv, adică o perioadă bună de timp elevii au mers împreună în aceeași clasă, bineînțeles au comunicat, au socializat, vorbim totuși de o clasă mică din cadrul unui liceu din Timișoara și din informațiile pe care le avem, 25 dintre aceștia au fost testați până în aceste momente de autorități și au fost declarați negativ. Situația interesantă vine cumva în ideea în care colegul de bancă a tânărului de 16 ani a fost declarat și acesta negativ și iată că doar această tânără de 16 ani a avut un rezultat pozitiv în cazul testului cu coronavirus. Aici este partea interesantă că autoritățile nu au decis să suspende cursurile în întreg colegiul, ci doar în clasa în care a fost depistat tânărul. Iar din câte știm la nivelul acesta, colegii au interacționat, au ieșit pe holuri, au mers în școală și nu știm care va fi încă măsura dispusă de către autorități în ceea ce privește întreg colegiul. Da, mulțumim foarte mult, Alexandru Rotaru a fost în legătură telefonică directă cu noi. Te așteptăm cu date suplimentare în cazul în care acestea vor apărea. Stăm de vorbă și cu Aura Danielescu, este inspector școlar general al județului Timiș. Vă mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața! Mă interesează foarte mult ce dată aveți cu privire la acest caz. Iată, o a doua persoană, înțeleg, colegă de clasă cu băiatul de 16 ani depistat pozitiv, a fost confirmată, da, cu COVID-19. Da, deci până în acest moment și eu bănuiesc ca și informațiile care au apărut pe comunicatul de presă dat de către grupul de comunicare strategică, respectiv de către Prefectura Municipiului Timișoara. În momentul în care am văzut că există un al doilea caz, o elevă, colegă de clasă cu băiatul, azi noapte am procedat cum era și firesc și că atât este, intră în sfera mea de competență, să transmit un mesaj către colegii directori prin care i-am rugat în mod evident să încerce să gestioneze cu mult calm, cu multă delicatețe, să încercăm să nu amplificăm starea de panică care probabil în mod firesc se poate instala în rândul părinților, în rândul elevilor, să intensificăm eforturile noastre pentru a igieniza spațiile, pentru a igieniza, pentru a le vorbi copilor despre igiena care este extrem de importantă în aceste zile și în mod firesc mesajul în ansamblul lui a fost de echilibru, de normalitate și de a gestiona, că aceasta este responsabilitatea noastră, cât mai normal, cât mai firesc posibil în aceste zile situațiile în toate unitățile de învățământ din județul Timiș. Doamna Danielescu, ați suspendat cursurile sau s-a decis suspendarea cursurilor la acea unitate de învățământ? Înțeleg că elevii au intrat în contact mai multe zile până să fie depistați pozitiv. Deci, stimată doamnă, nu în acest moment, având în vedere că este o situație excepțională, nu intră în sfera de competență a inspectoratului școlar să decide suspendarea cursurilor. Astăzi, la ora 9:30, doamna prefect a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență, urmând să ne întâlnim și, sigur, să fie analizate toate aspectele, Direcția de Sănătate Publică urmând să prezinte ceea ce dumnealor știu până la acest moment și, în mod sigur, se va lua o decizie care să vină în folosul copilor. N-aș putea să fac o precizare clară legată de decizia vizând suspendarea cursurilor în întreaga unitate. Ce pot să spun este că după primul caz care a apărut la unitatea de învățământ s-a decis de către Direcția de Sănătate Publică izolarea celor 14 copii pentru 14 zile, copiilor din acea clasă și efectiv suspendarea implicit a cursurilor pentru clasa a 9R, o clasă de profesională. Am înțeles. Moment, asta voiam să la ora 9:30 vă întruniți acolo toți factorii decidenți și veți lua o decizie în ceea ce privește unitatea de învățământ. Vă mulțumesc foarte mult, Aura Danielescu, inspector școlar general al județului Timiș, a fost în direct alături de noi. De altfel, este alertă maximă din cauza coronavirusului. O româncă din Italia a fost